Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Activitate bilanță a Asociației Proba Sarabia Bucovina și Ținutul Herții, filiala Onești. Primăvara artelor la o nouă ediție. A trecut în veșnicie unul din cei mai gospodari primari ai Cașinului. Activitate bilanța Asociației Proba Sarabia Bucovina și Ținutul Herței, filiala Onești, chiar la împlinirea 105 ani de la unirea Basarabiei cu țara mamă. De remarcat este faptul că la eveniment au fost prezenți primari, dar și foști primari, care de-a lungul timpului au fost aproape de activitățile asociației, ba chiar au fost implicați activ ca și parteneri. Este vorba de Adriana Enache, primarul comunei Mănăstirea Cașin, Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Stațiune Târgohna, dar și de Ștefan Șilochi, fostul primar al orașului Târgohna, și Daniel Soroiu, fostul primar al comunei Cașin. Mai multe detalii în minutele următoare. Sunt onorat să fiu prezent astăzi aici și trebuie să mulțumesc domnului Rusanovski pentru că am avut multe activități și domnul Rusanovski, nu fiți dezamăgit, s-au făcut pași mulți. Am reușit împreună cu dumneavoastră și cu doamna Dana Lungu, care îi mulțumesc, să facem câteva lucruri interesante. Am încercat aceste relații cu Republica Moldova. Și am înfrățit orașul Târgovna, împreună cu domnul primar actual, administrator public și viceprimar la Târgovna, să ne înfrățim cu 5 orașe din Republica Moldova. Cu Edinețu, Cricova, Medești Mici, Capaclia și cea de lungă din Găgăuzia, deci de la nord la sud. Și aș vrea să remarc aici că sunt foarte mulți moldoveni care n-au văzut niciodată România și foarte mulți români care n-au văzut niciodată Moldova. Deci trebuie să înțelegem că până nu vin aici, să vadă măcar o dată ce s-a făcut. Și sigur că nu putem impune nimic. Dar după ce vine și cunoaște, el își va schimba gândirea. Aș dori să spun că noi avem în Târgovna 32 de persoane cu familiile mutate în Târgovna. Sunt organizați destul de bine. Am făcut chiar alegeri, avem un reprezentant. Astăzi s-au întâlnit acolo, de la primărie, tot ajutorul. Și chiar avem angajați la primărie, 3 persoane din Republica Moldova. Avem cele mai mari rezerve, după părerea mea, sunt acele schimburi de experiență cu elevii. De la Liceul Eminescu din Edineț, la Liceul din Târgovna. Care au fost concluziile? După ce au venit ei la noi, s-au dus copiii noștri acolo, când au venit au spus ce oameni frumoși, deștepți și cunosc 3 limbi. Asta este important. Dar cum am făcut? Au venit vineri seara, au stat în familie și luni s-au dus la școală. Cu elevii de la Târgovna. La fel au pățit și dincolo. Pe acei tineri, când vin și văd un lucru real, când stau în familie și vede că nimeni nu le dorește casa, familia, terenul, cred că așa pot fi convinși că nu avem nimic de luat unii de la alții decât să fim împreună. Suntem înfrățiți cu 5 orașe din actuala Ucraina, începând de la Reni, Izmael, Cetatea Albă. Acolo chiar avem relații destul de bune. Tot așa, făcând schimburi de experiență. Bine. Și atunci aceste schimburi de experiență trebuie continuate. Pentru că numai așa ne vom cunoaște mai bine și vom vedea că nimeni nu dorește bunul altuia și eu sper, domnul Rusanovski, că vom ajunge și în acel moment. Mulțumesc tare mult! Trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că fără dumneavoastră nu puteam să cunosc primarul de la Edineț, care este un om deosebit și care a avut aceste schimburi de experiență. Primarul de la Cricova, de la Minești Mici, șeful de raion. Apoi am extins aceste întâlniri cu președinții de Consilii Județene. Cu domnul Brașoveanu de la Bacău, am fost la Cricova, la Minești Mici, chiar am participat la zilele festive de acolo. Deci acestea cred eu că sunt probleme pe care le putem noi face. Mulțumesc tare mult! Trebuie să o felicit pe doamna Lungu, pentru că la Herța am fost împreună și la Maramureș istoric și Dana, îți mulțumesc tare mult că toate acțiunile pe care le-ai făcut, cam tu ai fost motorul acolo
și fără tine noi ne adunăm mai greu, așa voi. Domnul Lucianus, mă felicit pentru activitate. Să știți că l-ați făcut foarte multe. Unirea se va face un timp mai practic și vă spun că unirea se va face atunci când marile puteri vor fi de acord. Până atunci, voința neamului românesc sau a basarabenilor, chiar dacă vom voi să ne unim, dacă marile puteri vor fi de acord, știți, ați văzut cum se spunea, că unirea la ministrul 18 a fost recunoscută în locul nostru, care a recunoscut-o Anglia, Franța și Italia. Dacă nu o recunoșteau, nu eram unit. Așa că, ce să vă spun, am fost implicat în niște proiecte cu doamna Dara, aici în sală este și un domn Tudose Constantin, un cetățean. Urmează să vină și dumneavoastră la microfon. Prin care ne-am mobilizat, domnul profesor Puiu, să amintim și de frumoasele activități cu Cucuteni Cijmii, cu Universitatea Tehnică din Chișinău, la care domnul profesor Puiu a participat și a fost unul din artizanii acelor acțiuni extraordinare, zic eu. Într-adevăr, în perioada când a fost primar, am reușit să ne înfrățim cu Comuna Colibaș din Basarabia, da? Și spornim din sud, da? Din Caut, și am urcat până la Mahala, la Cernăuți, unde ne-am înfrățit cu comuna de acolo. Am participat și noi cu delegația din Cașin la Fântâna Albă, la comemorarea celor căzuți acolo, și la Lunga. Am făcut cât am putut și speranța moare. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Rusanovski pentru faptul că Mănăstirea Cașin astăzi este înfrățită cu Comuna Parcova din Republica Moldova. Din Basarabia. Din Basarabia. Într-adevăr, o comună frumoasă, cu oameni frumoși. Am fost și noi acolo, au venit și ei la noi. Ce m-a impresionat cel mai mult, și aici îi dau dreptate domnului fost primar de la Târgu Mureș, au venit câțiva tineri către mine și mi-au spus cât este de frumos la dumneavoastră acasă. Într-adevăr, aveți dreptate. Deci, nu știu dacă cei în vârstă au apreciat vizita la noi la Mănăstirea Cașin. I-am văzut un pic stingheri, un pic diferit, așa, cumva. Nu știu dacă aș putea să spun răuvoitori, e prea mult spus. Dar copiii aceia s-au bucurat foarte mult aflându-se la noi pe acasă, la Mănăstirea Cașin. Și le-a plăcut foarte mult România. I-am văzut pe ei încântați de faptul că ce lucruri frumoase au văzut către noi și își doreau, am văzut o tânără frumoasă spunând, îmi doresc să fiu studentă în România. Eu cred că ceea ce ați construit dumneavoastră în acești ani nu ne revine decât nouă sarcina să o ducem mai departe. Și eu și Dana și toți cei mai tineri din această sală și cei care nu sunt în această sală trebuie să facem tot ce ne stă în putință pe legislația de acum, cu oamenii de acum, cu colegii, cu toți cei apropiați. Pentru că lucrurile trainice se fac în timp, nu le putem schimba. Important este să nu ne oprim. Pentru că odată ceea ce dumneavoastră a spornit, acest mic bulgăre se tot rostogolește. Da, la Tecovna continuăm ceea ce s-a început, relațiile de cooperare și de colaborare cu instituțiile și cu autoritățile locale și cu cei care doresc să participe alături de noi. Foarte mulți din Republica Moldova și-au cumpărat proprietăți la Târgu Ocna, vin la Târgu Ocna, au proprietăți și locuiesc la Târgu Ocna, dar foarte mulți au cumpărat proprietăți și utilizează partea balneară de la Târgu Ocna și partea turistică. Deci iată că cu cât trec mai mult granițele acelea instituționale și descoperă Târgu Ocna și cât mai mulți din zona României traversează granițele acolo, tot mai mult, eu cred că lucrurile merg pe un drum bun. Prezent la eveniment a fost și Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău, care a ținut să felicite filiala din Onești pentru îndelungata activitate de promovare a valorilor și istoriei neamului românesc. Mai multe în minutele următoare. Din păcate, a slujit, după 105 ani de la Marea Unire, mă aflu în generația celor care uită. Generația tânără, care nu mai bagă de seamă decât ce apare pe la televizor. Generația tânără care caută pe telefon tot felul de conspirații și nu mai citesc istorie. Mă aflu în acea generație tânără care nu mai au răbdare să asculte oameni care
simt altfel, cum citesc dumneavoastră, cum este domnul profesor Cuiu, care mi-a fost profesor, apropo, la Facultatea de Inginerie, la Bacău. Care bine. Zic eu că mă aflu într-o generație greșită, dar care când poate repara ceva. Am versul și la curs. Da, știu, domnul profesor. Am cumpărat și câteva cărți. Dar consider că fac parte din acea generație care poate totuși repara ceva. Din fericire pentru mine personal, am participat la câteva evenimente organizate de dumneavoastră, de Dana Lungu, pentru că ne leagă o relație din 2007, la câteva evenimente chiar organizate la Comănești, pentru că eu de acolo sunt, de pe doamna profesoră Petrița Blubei, când era director al Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica. Deci am intrat cumva, am intrat cumva cu activitatea dumneavoastră cu Asociației Pro Basarabia. Nicăieri și la niciun eveniment la care am participat și în calitate de funcționar al primăriei Comănești, astăzi remelnic sub prefect al județului Bacău, n-am trăit ceea ce am trăit astăzi aici. Să vezi oameni care, atunci când vorbesc despre Basarabia, despre un tărâm unic, să spunem, în acest context pro-european în care noi, cei din România, trăim, când vorbesc despre Basarabia, îi se ricărește o lacrimă. Prea puțin acei români care vorbesc astăzi despre Basarabia. Nu mai spun de politicieni. Eu sunt tânăr. Trebuie să învăț mai multe de la viață. Și numai de la oameni ca dumneavoastră, ca cei prezenți în sală, am șansa să învăț ceva. O să promit, indiferent ce voi face în această viață profesional sau personal, să fiu alături de asociație, pe Dana Lungu mai ales, cum a fost și până acum, și împreună cu toți cei prezenți în sală să dedicăm din puținul timp, pentru că, cum am spus, suntem grăbiți, avem multe pe cap, așa ne lăudăm, alții se plâng de acest lucru, din puținul timp să oferim și idealului suprem, acel al unirii României cu Basarabia, sau Basarabiei cu România. Sute de elevi din clasele 5-12 de la școli și licee vocaționale, cât și din învățământul de masă din România, au participat timp de două zile la a 24-a ediție a concursului național Primăvara Artelor, eveniment organizat de Colegiul Național de Artă George Apostu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. A 24-a ediție a concursului național Primăvara Artelor, care are loc ca în fiecare an, în diferite locații și în colegiu, va fi și la Ateneu și la Teatru de Vară astăzi. Cea mai spectaculoasă secțiune a acestui concurs, coreografia, care este o splendoare. Avem concurenți din toată țara, pe toate secțiunile, iar la coreografie avem peste 600 de concurenți anul acesta. Și vreau să vă spun că sunt cei mai buni copii dintre cei mai buni, se prezintă la un nivel mai ridicat chiar decât la olimpiade. Noi am invitat toate școlile din țară, au răspuns cu mare drag și ne bucurăm să avem copii din Iași, București, Cluj, Galați, pe care o să-i vedeți evoluând de la clasa a 5-a până la clasa a 12-a. Atât pe secțiunea de dans clasic, contemporan, caracter, folclor, liric, jazz. Cam astea sunt secțiunile noastre. Va fi un spectacol deosebit. Mă bucur să fiu încă o dată și în acest an alături de toată echipa Colegiului Național de Artă în organizarea acestui eveniment pe care Ministerul Învățământului ni l-a înlesnit și anul acesta și sper să se bucure toată lumea din țară și toți concurenții de ceea ce au lucrat până acum în așa fel încât aici să-și treacă încă o dată repertoriul pe care l-au în acest an. De departe, cea mai spectaculoasă secțiune este coreografia, care atrage tot mai mulți participanți. Îmi place să dansez și este visul meu. Și să iau locul 1 și să merg mai departe, în continuare. Ai mai participat? Da. Și? Și a fost foarte bine. Și
Din Galați. Deci nu e prima oară cu partea. Nu. Ce sperți vă dați? Să iau locul 1 și să merg în continuare și la alte spectacole. Da, am mai participat și anul trecut la același concurs. Am participat la multe concursuri în ultima vreme. Spune-te, rog, de unde vii? Din Galați. Și ce speri astăzi? Să iau locul 1 și să-mi trec limitele de altă dată. Te-ai pregătit destul, cred? Cred că da. Am făcut foarte mult studiu, am muncit foarte mult și... Nu știu, vreau să evoluez an de an. Păi să particip la concurs, să văd cum e pe scenă, experiență. Experiență. Ai mai participat? Da. Și cum a fost? Foarte fain, mi-a plăcut foarte mult și de asta am decis să revin. Am venit să particip, să mă simt bine și să dau tot ce e mai bun din mine. De ce de la București la Bacău? Păi așa, o experiență foarte frumoasă. Să participăm, să câștigăm și să mergem mai departe. Ce speri asta? Să iau un premiu foarte bun. Concurenții au avut parte de un juriu valoros, reunind nume de rezonanță din arta coregrafică, precum președintele jurului, lector universitar dr. Cristina Todi, coregraf la Opera Națională Română din Iași. Concursului Primăvara Artelor. Vreau să vă spun, să copin așa ca o completare, faptul că toate concursurile organizate de dumneavoastră aici la Bacău au devenit un brand nu doar național, ci și internațional. Vă felicit din toată inima pentru tot ceea ce ați realizat pentru arta coregrafică. Doresc mult succes tuturor copiilor, felicitări profesorilor și părinților, puterea pentru mai departe, pentru susținerea copiilor dumneavoastră. Ei merită totul. Mult succes și felicitări! Iar din juriu au mai făcut parte profesorii Angela Tecaru, membru Dance Master Teacher of America, Traian Vlaș, coordonator compartiment balet la Teatrul de Operă și Muzical Ion Dacian din București, Simona Baicu și Viorel Dascălu de la Colegiul Național de Artă George Apostu din Bacău. Unul din cei mai destoinici primari ai comunei Cașin a trecut în rândul celor drepți. Este vorba de Ionică Romică Gosav, un om de acțiune și bun gospodar, fiind apreciat de comunitatea din Cașin. Până să intre în politică, Ionică Gosav a fost șef la restaurantul Perla din Slănic, Moldova, iar înainte de 1989 a fost timp de 4 ani director al stațiunii Slănic, Moldova. S-a născut în 1951, iar anul acesta ar fi împlinit 72 de ani. A intrat în politică în 1992 și până în 1994 a fost viceprimarul comunei Cașin. În perioada 1994-1996 a fost primar interimar al comunei Cașin, iar din 1996 până în 2008 a fost primar. Fostul primar al comunei Cașin, Daniel Soroiu, a avut doar cuvinte de laudă la adresa primarului Gosav. Un primar bun gospodar, a asfaltat drumul de la Curița, prin fonduri europene posta de rare, a făcut podul de la Pochița, a făcut rețeaua de gaze în satul Cașin, a făcut monumentul eroilor din fața primăriei, dar și multe alte proiecte mult mai micuțe. A declarat fostul primar al comunei Cașin, Daniel Soroiu. Ionică Gosav a murit la spitalul din Onești, iar trupul neînsuflețit a fost depus la Catedrala Pogororea Sfântului Duh din Onești, iar slujba de stâlpi are loc miercuri, 29 martie, de la ora 16:30. Înmormântarea va avea loc vineri, 31 martie, la Biserica de Sus, cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Cașin, unde își doarme somnul de veci soția sa, Mariana Gosav. Dumnezeu să-l odihnească în pace și condoleanțe familiei, transmite și echipa Acum TV. În Lumina Crucii, expoziție de crestături în lemn, vineri 24 martie, de la ora 14, la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău, a avut loc vernisajul expoziției talentatului Dorel Bălăiță. În Lumina Crucii este o invitație la o călătorie în apropierea sufletului țăranului român de altădată, prin intermediul a circa 120 de cruci de mână și pristolnice readuse la lumină cu ajutorul tehnicii crestăturii în lemn de către un inginer chimist îndrăgostit de arta populară românească. Mai multe detalii în minutele următoare. Astăzi expoziția noastră se numește Lumina Crucii și trebuie să recunosc un gând paradoxal, pentru că această cruce a strălucit, strălucește și ziua, dar eu cred că a strălucit prima dată într-o seară, într-o noapte, într-o noapte undeva pe cerul Romei, un împărat a văzut un semn asemănător cu toate semnele pe care a făcut Dorel
bălăriți aici pe jurul, pe jurul nostru, a fost acest semn pe cer și o voce i-a spus că într-o acel semn va învinge. Era vorba despre o bătălie importantă care urma a doua zi, acolo pe râul acela care străbate orașul etern, râul acela care se cheamă Tibru. Constantin, pentru că despre el este vorba, a avut încredere în acel semn și l-a pus pe steagurile soldaților săi și în ziua următoare, începând cu răsăritul soarelui și cu răsăritul zorilor, armata lui Constantin l-a învins. Astfel încât de atunci și până astăzi celebrăm la lumina zilei, pentru că până aceea s-a celebrat mai ales noaptea. Până în acea noapte, semnul crucii era un semn secret, era un semn care i-a adunat pe puținii, ca cum suntem noi, pe puținii admirabili, pe puținii fidele ai crucii. Din acel moment, din anul 312, crucea a ieșit la lumina zilei. Și de atunci, sunt 1700 de ani, de când crucea luminează în acest fel. E o mare bucurie că acum această, știți, crucea la Ierusalim, crucea pe care va fi răstignită, cred că încă n-a fost tăiată. Suntem în perioada Paștelui și în perioada Postului, scuzați-mă, la Vinerea Mare, care va fi în aprilie pe 14, crucea va, pe cruce va fi ridicat Mântuitorul nostru Iisus. Prin urmare, crucea încă e verde la Ierusalim. Aici, la noi, am avut o pădure de cruci, cruci de mână. De fapt, aceste cruci au fost aduse de mine, ci de Florel Bălăiță, care are o poveste tare frumoasă. Cruci de mână și prescurnicere. Dacă ar fi așa să ne gândim în termeni ăștia dihotomici, în termeni ăștia oarecum antitetici, am putea să spunem că prescurnicerele sau pistolnicele sunt ale femeilor, ale doamnelor. Ele sunt cele care lucrează cu aceste prescurnicere, cu aceste pistolnice. Ele sigilează, ele pun sigilul etern pe pâinițele care după aceea vor fi mâncate, gustate. Aceste prescurnicere, aceste pistolnice, stau de obicei ascunse, stau în evident o frunză frumoasă, stau în locul cel mai secret al unei lăzi de zestre, care este chichița. În chichiță își ascund femeile, femeile astea curate, femeile astea bune la aspect, acolo își ascund pristolicele și prescurnicele, ca să nu ajungă toți cei nechemați, toți cei neaveți, să nu ajungă aici și acum să le spurce. Iar celelalte, la mâna mea dreaptă, sunt crucile de mână. Cruci de mână pe care le purtau, le poartă preoții, nu? Spune și imnul nostru. Preoți cu crucea în frunte. Preoți cu crucea în frunte și preoți cu crucea în mână. Și nu numai preoții erau, repet, și umblau cu crucea în mână, ci și domnii și voievozii noștri. Dacă am plecat într-o excursie imaginară sau neimaginară și vom ajunge la Voroneț, sau prin alte părți, din nordul Moldovei, îi vom vedea pe toți voievozii noștri, mereu reprezentați și cu crucea în mână. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 30 martie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Vineri, 31 martie, cerul va fi parțial înnorat cu șanse de ploaie pe alocuri, mercurul în termometre ajunge până la valori de 15, chiar 16 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.